Vă salut, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou video. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru toată susținerea voastră și pentru faptul că apreciați videourile pe care le fac, deoarece împreună vreau să creăm o comunitate mare și faină care are același scop, evoluția. În acest video vreau să vă prezint câteva obiceiuri care distrug creierul. Știu că sună dur acest cuvânt distrug, însă este foarte bine să ne ferim de aceste obiceiuri pentru a ne menține o sănătate mentală bună. Primul obicei pe care l-am întâlnit și în rândul oamenilor care își doresc să slăbească, dietele sărace în grăsimi sau dietele low fat. Dietele sărace în grăsimi duc la un deficit de acizi grași esențiali și la un impact negativ asupra sănătății creierului. Grăsimile au un rol foarte important pentru sănătatea noastră și este foarte important să includem suficiente grăsimi sănătoase în alimentația noastră. Creierul nostru trebuie să primească toți nutrienții necesari pentru a funcționa optim. Al doilea obicei se referă la lipsa somnului. Lipsa somnului va avea efecte negative asupra sănătății creierului prin reducerea atenției și concentrării. Lipsa somnului duce la reducerea regenerării și dezvoltarea unor probleme de sănătate mentală. Dragilor, este foarte important să ne asigurăm că avem o rutină regulată de somn în fiecare zi. Încercați să dormiți între 6 și 8 ore zilnic. Al treilea obicei dăunător creierului, alimentația dezechilibrată. O alimentație dezechilibrată va afecta creierul prin deficitul de nutrienți. Deficitul de nutrienți duce la creșterea inflamației și tulburări metabolice. Pentru a menține sănătatea creierului, este nevoie să adoptăm o alimentație echilibrată, care să includă, bineînțeles, o varietate de alimente sănătoase. Al patrulea obicei dăunător creierului este lipsa activității fizice. Dragilor, lipsa activității fizice poate dăuna creierului prin reducerea fluxului sanguin. Pentru a preveni acest efect negativ, vă recomand să faceți exerciții fizice regulate. Al cincilea obicei care va distruge creierul, consumul de droguri. Drogurile afectează creierul prin distrugerea neuronilor și creșterea riscului de boli mentale. Boli mentale precum schizofrenia sau tulburarea bipolară. Al șaselea obicei, consumul excesiv de alcool. Consumul excesiv de alcool poate distruge creierul prin distrugerea neuronilor, schimbarea nivelului de neurotransmițători și, bineînțeles, inflamații. Inflamația cronică este un factor de risc pentru afecțiuni neurologice, cum ar fi Alzheimer sau Parkinson. Al șaptelea obicei dăunător creierului este stresul. Stresul afectează negativ creierul prin reducerea capacității cognitive. Stresul poate afecta capacitatea creierului de a lua decizii și de a procesa informații. De exemplu, atunci când suntem stresați, cu toții știm că avem dificultăți în a ne concentra și în a ne aminti informații importante. Cea mai bună tehnică pentru gestionarea stresului este adoptarea unui stil de viață sănătos bazat pe o alimentație echilibrată și activitate fizică. Al optelea obicei, consumul excesiv de zahăr. Consumul excesiv de zahăr afectează creierul prin creșterea nivelului de zahăr din sânge. Un nivel de zahăr ridicat din sânge poate perturba nivelul hormonal și poate duce la scăderea capacității cognitive, inclusiv la probleme cu memoria și atenția. Și ultimul obicei care dăunează creierului, zona de confort. Atunci când suntem în zona de confort, creierul nostru nu este provocat să lucreze dincolo de limitele sale obișnuite. Acest lucru duce la stagnare și la o lipsă de creștere și dezvoltare personală. Zona de confort duce la pierderea abilităților noastre de a face față stresului și incertitudinii. Așadar, dragilor, pe cât posibil ieșiți din zona de confort. Zona ta de confort este principalul tău inamic. Dragilor, încercați să evitați aceste obiceiuri și, bineînțeles, căutați să vă implementați un stil de viață sănătos bazat pe o alimentație echilibrată și activitate fizică. Deoarece un stil de viață sănătos vă va ajuta să vă simțiți bine, să arătați bine și să fiți fericiți. Dacă aveți nevoie de ajutor, vă stau la dispoziție, mă puteți contacta fie pe Facebook, fie pe Instagram. Și dacă vă pot fi de ajutor, vă aștept în echipa mea. Power!